Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente și reportaje sociale din această săptămână. Iată principalele titluri. Constatările de la Bruxelles arată că Republica Moldova are cea mai bună dinamică de reforme dintre țările candidate pentru aderarea la UE, a spus Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe și integrării europene. Este un semn bun că Procuratura Generală dorește să facă ordine în justiție, a precizat fostul viceministru al justiției Nicolae Eșanu. După exodul preoților la Mitropolia Basarabiei, Mitropolitul Moldovei Vladimir a convocat o ședință pentru a discuta solicitarea clericilor de a ieși din subordinea Bisericii Ortodoxe Ruse și de a trece la cea română. Constatările de la Bruxelles arată că Republica Moldova are cea mai bună dinamică de reforme dintre țările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe și integrării europene, în cadrul unei conferințe de presă. Pe 8 noiembrie, Uniunea Europeană a constatat că Republica Moldova a îndeplinit integral 6 din 9 recomandări, iar celelalte 3 recomandări sunt aproape îndeplinite. Acest lucru înseamnă, și aici voi cita o cifră comunicată de către Comisia Europeană în evaluarea Comisiei Europene, pe cele 9 recomandări, Republica Moldova a îndeplinit 94% din măsurile preconizate pentru atingerea implementării integrale a celor 9 recomandări. Au mai rămas anumite măsuri pe care urmează să le implementăm pe partea țării noastre. Potrivit lui Popescu, în raportul Comisiei Europene din 8 noiembrie curent, prin care a recomandat Consiliului European inițierea negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova, sunt indicate 3 măsuri pe care Chișinăul urmează să le implementeze pentru a atinge acest obiectiv. În discuțiile noastre cu Comisia Europeană și pentru etapa imediat următoare pentru pregătirea țării noastre de lansarea negocierilor în procesul de aderare la Uniunea Europeană, 3 măsuri cheie sunt menționate de Comisia Europeană. Prima măsură este progresul continuu și asigurarea unui proces transparent și meritocratic în numirea membrilor care au trecut evaluarea, așa numitul vetting, la Curtea Supremă de Justiție, în organele de autoguvernare judiciară și de procuratură, inclusiv în procesul de numire al procurorului general. A doua măsură ține de alocarea resurselor necesare Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova și a treia măsură țin de măsurile adiționale privind deoligarhizarea, inclusiv prin intermediul unor reglementări relevante în ceea ce ține de plățile în numerar și fluxurile financiare. Pe 8 noiembrie, Comisia Europeană a recomandat țărilor membre ale Uniunii Europene să inițieze negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la UE. În iunie, anul trecut, Moldova a primit statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Autorităților de la Chișinău le-au fost înaintate 9 condiționalități pentru a trece la următoarea etapă de aderare, cea a negocierilor. În toamnă, a fost evaluat nivelul de realizare a recomandărilor Comisiei Europene, succedat de decizia privind începerea negocierilor pentru aderare. Este un semn bun că Procuratura Generală dorește să facă ordine în justiție. Declarația aparține fostului viceministru al justiției, Nicolae Eșanu, care a comentat sesizarea procurorului general interimar adresată Consiliului Superior al Magistraturii de a li se permite anchetarea penală în privința a 4 judecători. Numai că pe mine mă îngrijorează faptul că nu am văzut ca în știrea respectivă să se menționeze despre eventual procurori sau avocați, pentru că sunt convins că judecătorii fără concursul fie a procurorilor, fie a avocaților, cu greu putem să ne imaginăm că pot comite fapte penale de sine stătător. Fostul viceministru al justiției afirmă că e important ca această acțiune să nu fie o nouă campanie sau un mod ca unele grupări din interiorul sistemului să-și rezolve anumite probleme. Pe mine mă interesează că legea să nu fie aplicată discriminatoriu. Deci în măsura selectiv. În care... Da, selectiv. Deci
Probabil au început cu judecătorii, vor ajunge la procurori, vor ajunge să și sperăm, la avocați. Să sperăm, numai că lucrurile nu prea merg, pentru că nu poți investiga din tăi în privința unor. Investigația este complexă. Dar pe parcursul investigației se mai să pot, sperăm, să sperăm. Se mai pot deci adăuga și alte nume. Da. Dar cum credeți, de ce nu s-au anunțat numele acestor persoane? În principiu, sper că o să ajungem la un anumit moment, la practică în care noi vom înțelege că până nu avem o sentință definitivă, persoana este prezumată conform Constituției. Prezumția nevinovăției o apără. Deci și noi trebuie să înțelegem că la această etapă avem de soluționat o problemă extrem de complicată. Pe de o parte să protejăm viața privată a persoanelor, pe de altă parte să asigurăm informarea corectă a publicului. CSM-ul nu trebuie să-și aruge atribuții care nu-i revin, spune Nicolae Eșanu. Consiliul Superior al Magistraturii are o singură menire, doar să vegheze că nu sunt pornite urmăriri penale abuzive. Deci ei nu trebuie să verifice atât de minuțios încât să transforme într-o instanță judecătorească. Este suficient să existe o bănuială rezonabilă și în rechizitoriu, în probatoriu respectiv să existe careva indicii că nu este vorba despre abuzuri acolo. După exodul preoților la Mitropolia Basarabiei, Mitropolitul Moldovei Vladimir a convocat joi o ședință pentru a discuta solicitarea clericilor de a ieși din subordinea Bisericii Ortodoxe Ruse și de a trece la cea română. Decizia vine ca urmare a scrisorii transmise de preotul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru. În scrisoarea expediată luni, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din capitală, Pavel Borșevski, se menționează că în contextul războiului injust și perfid pe care Rusia îl duce în Ucraina, dar și ținând cont de situația complicată în care se află Mitropolia Moldovei, majoritatea preoților ar prefera să treacă în subordinea Patriarhiei de la București. Scrisoarea înalt preasfințitului Vladimir adresată Patriarhului Kiril pe 5 septembrie 2023, în care se afirmă că poporul nostru de origine latină nu are nimic comun cu ruschii mir. Ne dă curaj să credem că acum ca niciodată e momentul potrivit să reparăm greșelile istorice și să ne repunem în demnitatea furată de ocupația rusească, se menționează în scrisoare. Invitată la postul public de radio, președinta Maia Sandu a declarat că biserica din Moldova nu poate să stea într-o parte și să se prefacă că nu vede ce se întâmplă în Ucraina. Cum poate biserica rusă să susțină războiul și uciderea oamenilor nevinovați? Această întrebare și-o pune și biserica din Republica Moldova, a menționat Maia Sandu. Cât despre scrisoarea mitropolitului Vladimir adresată Patriarhului Rus Kiril, șefa statului a spus că pentru ea aceasta a însemnat un element de apropiere de realitate. Dar acum chiar nu se mai putea ignora această realitate și chiar dacă nu pot să mă dau cu părerea și să dau sfaturi, dar noi suntem, trebuie să fim împreună. Deci toată societatea trebuie să se unească, inclusiv biserica, pentru binele țării și pentru binele oamenilor acestei țări. Și binele nostru, repet, este pacea, binele nostru este posibilitatea să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor, bunăstare. Deci unitatea societății o să ne ajute și sper să avem această unitate pe calea integrării europene. Săptămâna trecută încă 13 parohii au anunțat că ies de sub oblăduirea rusească și trec la Mitropolia Basarabiei, iar alți 50 de preoți ar fi gata să le urmeze exemplul. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, peste 60 de preoți parohi din Republica Moldova au trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Trecerea preoților de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei este un proces firesc. Este normal ca și preoții și enoriașii să se întrebe care va fi viitorul bisericii care se subordonează Patriarhiei Ruse, sugerează doctorul în teologie, jurnalistul Vocea Basarabiei, Romeo Cemârtan. Este un proces firesc când o parte din preoțime din cadrul Mitropoliei Moldovei, fiind și de mulți ani simpatizanți față și de cultura română, față și de biserică română. Acum pun o întrebare foarte clară, care va fi evoluția acestei organizații religioase în viitor.
După ce tot mai mulți preoți doresc să treacă la Mitropolia Basarabiei, Mitropolitul Vladimir convoacă protopopii și stareții de mănăstiri. Nu poate Mitropolia să nu reacționeze. Dacă ar avea o tăcere, ar duce mai multe dubii și ar fi nureași și mai îndreptățiți să pună o întrebare mult mai drastic decât pur și simplu cererea de aderare. Oricum, eu presupun că asta a fost un pretext pentru că Mitropolia și Mitropolitul n-are cum să decide fără Moscova trecerea eparhiei la alte patriarhii. Ca de fiecare dată lipsește dialogul dintre patriarhii, spune Romeo Cemârtan. Este nevoie de acest dialog, nu-l vedem și nu cred că rușii sunt disponibili să discute cu Patriarhia Română despre soarta Mitropoliei Moldovei în continuare. Vocea Basarabiei a căutat să afle de la trecători întâlniți ocazional pe străzile capitalei dacă merg la biserică și câtă încredere au în această instituție. Da, merg la biserică. Am încredere, fiindcă e biserica și eu sunt creștină. Iar acolo mă duc acum. Uh-huh. Cât încredere am? 100%. Eu cred în acel de sus, la biserică eu nu mă duc numai așa, cu ocazie, când am rudele, câți oarecum. Acum nu-i prea bine și ei o duc unii și cu Moscova, unii așa, trebuie să fie o unitate. Avem Mitropolia Basarabiei, trebuie să fie toți acolo, dar ei sunt parte. Eu merg la biserică și cred în instituția bisericii, deoarece biserica reprezintă voința Domnului pe pământ. Dar lângă biserică mai sunt și alte elemente. Spre exemplu, mie nu prea-mi place cu ce se ocupă preoții, așa că văr politica în biserică și asta nu este normal. Dar biserica este o instituție sfântă, după părerea mea. Nu merg absolut deloc. Dar știți de ce vă spun? Tăticul meu, când era încă viu, Dumnezeu să le fie dus în lumea veșnică, a spus că cel mai murdar lucru e la biserică. Dacă vrei să te rogi, Domnul, te rogi acasă, în stradă, unii ți-e bine și unii ți-e rău. Mult depinde de ceea ce vedeam noi pe social media și la TV. Cred că odată cu începutul războiului s-a schimbat puțin percepția asupra bisericii și asupra cultului religios, să spunem așa, dar eu personal încă continui să am încredere în biserică, pentru că așa am fost crescută și cred că totul vine din familie. Ce părere aveți despre existența a două mitropolii, a Moldovei și a Basarabiei? Eu gândesc că nu e corect, fiindcă suntem țară deoparte, suntem o țară romană și nu avem nimic comun cu Mitropolia Rusiei. Poți să fie și trei mitropolii, principalul să fie credință, eu cred asta e. Eu sunt pentru a Moldovei. Noi suntem o republică independentă și ar trebui să facem tot posibilul ca absolut totul să fie în folosul Republicii și poporului moldovnesc și credința, da. Nu-i chiar bine, ar fi bine să fie unică, dar asta dumnealor, deci noi suntem mici, nu știu, nu putem spune care e drept și care... Parcă ar fi bine de acum să trecem la a noastră, Biserica Basarabiei. Trebuie să fie doar o singură mitropolie, cea Basarabiei, deoarece Moldova este Basarabia și inclusiv România. Mai mulți preoți cer inițierea unui proces de aderare a Mitropoliei Moldovei la Biserica Ortodoxă Română. Cum comentezi această intenție? Este un proces firesc care ori acum, ori peste câțiva ani, inevitabil o să se întâmple dacă rămânem țară independentă, dacă nu ne ocupă Rusia. Este o chestie chiar foarte bună care mai de mult trebuia să se întâmple. Foarte bună decizie. Biserica e una. Nu poate fi jumate aici, jumate acolo, una. Dumnealor decid, lumea crede unul Dumnezeu. Vezi? Ne dăm seama că în contextul războiului s-a schimbat foarte mult percepția uneia părți față de război și față de pace în lume în general. Respectiv, eu cred că este foarte argumentabilă și chiar se merită să se întâmple acest lucru. Eu îi salut și bravo că s-a trezit. Bravo, atâția ani, două mitropolii, suntem o țară, băi, suntem români și îmblați voi cu două mitropolii. Mă bucur chiar că fac demersuri, mult și-o dat demisia de la
Metropolia Moldovei, înțelegi? Ar trebui și o metropolie, Basarabia, gata, aici e Basarabia. Metropolitul Vladimir a trimis ceva mai devreme o scrisoare Patriarhului Kiril, dar nu a venit niciun răspuns de la Moscova. Cum comentezi această tăcere? Ei se gândesc că moldovenii totuși o să stâmpere după părerea lor și totuși se mai gândesc că poate o să câștige în Ucraina și o să le arate ei pumnul la moldoveni. Cred că ceva supărați pe noi de acum tratare. Eu cred că este un semn că de fapt religia nu trebuie să fie combinat cu tot ce înseamnă politica. Eu am înțeles că dumnealui și-a fost după ce scrisoarea și a fost înaintată. Să fac de acum hotărârile acolo, la nivelul lor. Și după asta probabil o să iasă de acum cu răspuns. Metropolitul, dacă e cu toată inima și cu tot sufletul în legea creștinească și în asta, ar fi bine să treacă fără nicio scuzare sau că fără niciun motiv, deoarece noi știm care e metropolita Rusiei, ce susține și războiul, căile lor sunt tot altele decât a noastră. Ultimii 8 cetățeni ai Republicii Moldova care au solicitat asistență au părăsit teritoriul Fâșiei Gaza. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Alți 8, deci ultimii 8 cetățeni ai Republicii Moldova care au solicitat asistență în evacuarea din Fâșia Gaza au părăsit teritoriul Fâșiei Gaza și sunt la moment în îngrijirea funcționarului nostru consular din Egipt. Și ulterior vom reveni cu mai multe detalii despre cum vor ajunge acești 8 cetățeni în Republica Moldova, dar acum ei se află în siguranță. Primii 36 de cetățeni moldoveni evacuați din Fâșia Gaza au ajuns pe 9 noiembrie la Chișinău. Aceștia au fost aduși la București cu un avion militar pus la dispoziție de autoritățile române, care la fel și-au evacuat cetățenii blocați în enclavă. Cheltuielile pentru zbor au fost asigurate de autoritățile române, iar cele de transport de la Rafah spre Cairo și de la București la Chișinău au fost asigurate de Guvernul Republicii Moldova. Ulterior, pe 10 noiembrie, au fost evacuați alți 9 cetățeni. A absolvit facultatea de stomatologie, a muncit 2 ani, dar a acceptat provocarea. Însoțit de un prieten, a luat bilet spre Londra, fără a ști exact ce va face acolo. Habar nu avea că din acel moment începe călătoria vieții sale. A trăit în Marea Britanie, în Germania, Statele Unite ale Americii. Iulian Pălitu a vizitat 20 de țări. Actualmente este ghid turistic pe insula Creta din Grecia. Viața în străinătate poate fi o aventură palpitantă, dar poate aduce și multe beneficii, spune Iulian. În primul rând, devii mai civilizat, mai disciplinat. Deja vezi lumea cu alți ochi. Cum ai da, în străinătate ești străin, chiar dacă te adaptezi, cumva ai un job, trăiești bine, oricum limba engleză sau germană pentru tine o să fie mereu o limbă secundară. Chestia aceasta de muncă în străinătate te face să fii mai puternic, mai încrezut în tine, mai descurcăreț. Cumva îți dezvoltă și abilitățile de comunicare și tu înțelegi că în străinătate doar pe tine poți să te bazezi. Profesional se simte realizat, iar munca pe care o face îi aduce o plăcere enormă. Cu toate acestea, este conectat la realitățile din Republica Moldova. Este dezamăgit de justiția din țară. Spune că dacă regulile ar fi mai dure, Republica Moldova s-ar dezvolta. Justiția cumva trebuie să fie neinfluențabilă de către politicieni. Asta este problema, că persoanele care vin la putere sau care vă apărghi deja influențează justiția în propriile interese. Cumva modifică legea în interesul lor de grup ca să fure și după aceea să eschiveze cumva. Statul este slab, instituțiile sunt slabe din cauza corupției. Ca să nu fie corupție, trebuie să fie salariile, ok, să ajungă omului. Dacă o să fie legile mai aspre, dacă persoana primește un salariu bun, eu nu văd sensul să fie prins, de exemplu, comită și să facă închisoare 2-3 ani. Vrea să creadă într-o țară ca afară, cu reguli, legi și fără corupție. Iulian dă vina pe mentalitatea sovietică, care mai persistă în societate și care îl face pe moldovean să se vândă. Omul când este independent financiar, el deja cumva se dezvoltă ca personalitate. Cumva el înțelege că trebuie să aibă o părere a sa,
o părere la care a ajuns de-a lungul timpului prin prisma experiențelor pe care le-a trăit. Omul, dacă își vinde votul, majoritatea oamenilor, dacă își vând votul pe bani, pe o sumă mică de bani care o să-i ajungă pe o zi, deci acest popor nu are viitor. Fiind mai mereu printre străinii, trebuie să le povestească și despre locul de unde vine. Pe lângă muzica pe care o ascultă și străinilor le place, aceștia știu și despre Republica Moldova și datorită vinurilor. Prima cu ce mă mândresc este cu vinurile noastre, că sunt cele mai bune din lume. Și lucrând în turism, dar activând cu persoane din diferite țări, dacă la prima întrebare de unii sunt din Republica Moldova, o, aveți vinuri foarte bune. Deci asta este cumva carte de vizită noastră. La 33 de ani, Ilie Ștefârță, o persoană în scaun cu rotile, nu se desparte de patrupedul său devenit un bun prieten. Lord este un câine pe care l-a adresat chiar el. Urmăriți povestea acestui tânăr plin de optimism și datător de speranță. Cineva l-a aruncat pentru că nu putea să aibă grijă de el undeva prin sat. Și-o prietenă a plecat să-l aducă, l-a adus aici cu ideea și cu intenția de a-l da la un azil pentru animale. Zăcadă-l și-a stat 4 zile, după care zic, câinele ăsta rămâne la mine. Și uite așa, 2 ani jumătate. El e ajutorul meu, adică ceea ce ține de partea fizică, ceea ce nu pot eu, face el pentru mine. Și plus mai este și un bodyguard. Lord nu este doar cel mai bun prieten al său, este ochii și bodyguardul de încredere. În fiecare moment, câinele îl ajută să traverseze străzi, să depășească borduri și chiar la unele lucruri fizice. Este mai mult decât un câine asistent, este sprijinul constant pentru Ilie. Unicul câine în Moldova care e cu statut de câine asistent. Atunci când am nevoie să urc o bordură sau o scară, el mă ajută, adică îmi dă voie să mă trag de el. Sau dacă scap, de exemplu, portmoneul jos, el îl ridică și mi-l dea. Și altele ce mai faci cu tine? Mă ajută, mă trage, mă. Și că e emotional dog. Tânărul nu se lasă limitat de scaunul cu rotile, ci se aventurează în munca de ITist, dar și pe căile ciclismului adaptat. În fiecare pedalare simte libertatea și bucuria de a cuceri orizonturi. Pentru că nu este un sport cunoscut în Republica Moldova, a găsit un antrenor străin care îl ghidează online. Sportul care îl practic eu ca paraciclist, ca paraatlet, la noi în țară nu-i practicat. Adică nu aveam antrenori, nu aveam nimic. Din perspectiva unui utilizator de scaun cu rotile, asta e un fel de bicicletă inversă, adică toată tracțiunea o face roata din față, pedalele sunt la mână, adică dai din pedale cu mâna și relativ volanul iarăși e la mână. Prin determinare și pasiune, Ilie demonstrează că atunci când există voință și dedicație, nu există limite. Să fii un sportiv în scaun cu rotile și un lux în Moldova. Per general, să fii în scaun cu rotile un lux. Pentru că scaunele costă scump, de obicei le cumperi. Dacă vrei un scaun mai ok, îl cumperi tu din banii tăi, adică statul nu te ajută absolut deloc. Pe urmă, știm bine ambii cum e situația cu accesibilitatea și cu drumurile la noi în țară. Ele se defectează practic fiecare 2 luni. Din cauza la borduri, la scări neadaptate și tot felul de chestii. Și iar tu investești în toate astea. La sala cu orgă a avut loc gala Corneliu Coposu. Banii adunați sunt pentru a susține amenajarea unicului complex muzeal în aer liber în memoria victimelor represiunilor politice din Mereni, raionul Anenii Noi. Președintele executiv al fundației Ion Andrei Gerasim a declarat la Vocea Basarabiei că este un proiect absolut excepțional și că gala de la Chișinău onorează personalitatea marelui român apărător al valorilor democratice și idealurilor naționale. De-aia am adus această gală Coposul la Chișinău, pentru ca lumea să știe că în această țară mare, frumoasă, au existat oameni care s-au luptat pentru ea și care s-au jertfit pentru ea. Fără jertfă nu poți să faci nimic în lumea asta.
Ion Andrei Gerasim a comunicat că Fundația Corneliu Coposu pune pe prim plan educația morală a tinerilor în spiritul adevărului și al moralei creștine. În acest scop a fost organizat și un concurs de eseuri dedicat tinerilor elevi și studenți care în acest an a abordat subiectul represiunii comuniste în România și Republica Moldova. Fără o educație adevărată, fără ca tineri, eu am răbdare și mă duc în școli, mă duc la universități și le spun profesorilor, aveți curajul să ne chemați, pentru că noi vă putem da ceea ce manualele de istorie nu vă oferă. Atenție, și suntem la aproape 34 de ani de la momentul 90. Deci încă manualele de istorie nu conțin adevărul despre ceea ce s-a întâmplat. Nu insistă asupra unor momente importante pentru istoria noastră. Și aici cred că este cel mai important lucru, să știm să educăm tinerii. Pentru că ei sunt cei care peste 25 de ani, 50 de ani, sper, mă rog la Dumnezeu, vor face această atât de necesară unire. Pentru că unirea face putere. Referindu-se la patriotism, Ion Andrei Gerasim l-a parafrazat pe Corneliu Coposu. Coposu spunea un lucru. Patriotismul nu este ăla cu care te bați cu pumnul în piept, că sunt patriot și că fac și că uitați-vă cum fac multe partide și de o parte și de cealaltă a Plutului. Patriotismul este o dragoste sinceră pentru țară în care trebuie să taci și să faci. Regizori, artiști plastici, scriitori, filologi sau tehnicieni sunt laureații Premiului Național pentru anul 2023. Aceștia au contribuit la consolidarea valorilor naționale și sunt cei care continuă să contribuie la clădirea viitorului, a menționat primul ministru Dorin Recean. Dumneavoastră sunteți cei care ne puteți ajuta cel mai mult, ca despre Republica Moldova să afle toată lumea, toată planeta. Să încurajez toată lumea să poată să creeze, să poată să adauge valoare în orice domeniu s-ar afla și toată lumea să se simtă mândră pentru aceste creații, indiferent de domeniul în care vă aflați. Premiul Național se acordă domnului Ion Borș, producător, regizor, în numele echipei de creație și în numele producătorilor filmului Carbon, vrem să mulțumim statului pentru acest premiu. Statul a fost primul partener economic al acestui proiect și asta a fost foarte important pentru că la început este doar o idee și e cel mai greu să crezi în ceva. În acest an, Premiul Național a fost obținut de Ion Borș, producător, regizor, și Mariana Starciuc, scenaristă, Vladimir Palamarciuc, artist plastic, Larisa Turea, scriitoare și dramaturgă, Nina Corcinski, doctor habilitat în filologie, Nicolae Leacu, doctor în filologie, Ilona Stepan, conferențiar universitar, director artistic și prim dirijor al Capelei Corale Academice Doina, Vyacheslav Sambriș, regizor, maestru în artă, director artistic al instituției publice Teatrul Republican Luceafărul, echipa Centrului Național de Tehnologii Spațiale al Universității Tehnice a Moldovei și Departamentul Telefilm Chișinău al companiei Teleradio Moldova. Sper că aceste schimbări de mentalitate care au survenit în urma înfumetării organizate a populației dintre Prut și Nistru să fie totuși scoase în lumină pentru a ne trata. Cea mai mare fericire este să fie apreciat acasă. Mulțumesc tuturor, mă bucur și eu că fac parte din această listă a oamenilor care contribuie la dezvoltarea țării și, într-adevăr, este foarte frumos să fie apreciat acasă. Faptul că aici, alături de mine și domnul profesor Secreiro, se află acești patru tineri extraordinari arată că aceste cercetări vor continua Republica Moldova, fiindcă fără de ei, sincer să vă spun, nu cred că am fi reușit să ajungem astăzi aici. Anual, guvernul decernează premii naționale pentru realizările remarcabile în domeniul științei, culturii, artei și sportului, care au contribuit la promovarea imaginii țării pe plan internațional și au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-științific și socio-economic. La fel ca și în ceilalți ani, câștigătorii Premiului Național au primit recompensă bănească, diplomă și medalie. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De
De asemenea, vă invit să ne urmăriți și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Mâine, pe parcursul întregii zile, colegii mei vă vor informa despre cele mai importante evenimente din ziua alegerilor. Nu ratați jurnalele de știri de la ora 7, 18:30 și 22. Pe curând!